Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bine ai venit, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Ați furat povestea aceea cu puștele poliției? Am împrumutat-o și am și citat, ca întotdeauna. Glumeam. De două ori am citat. Ați luat partea haioasă și mi-a rămas mie o poveste din cu tot o altă zonă, dar cred că este o poveste foarte interesantă, chiar dacă nu este amuzantă. Este vorba despre cine sunt oamenii care fac posibilă livrarea unei mâncări de un preț rezonabil, pentru un preț rezonabil și în București, dar și în alte orașe ale României. Cine sunt livratorii care vin din Asia sau din Africa în România, cum muncesc ei, câți bani au dat ca să vină aici, câți bani câștigă, care sunt condițiile de muncă și cum îi primim noi. Discutând cu mulți dintre acești bărbați, dar discutând și cu autoritățile noastre, care într-un fel de la ANAF până la Inspectoratul pentru Imigrare, care răspunde de acești oameni, colegele mele, colegii mei Diana Medeșan și Daniel Ionașcu au publicat astăzi în Libertate un articol care cred că conține date pe care oamenii nu le-au întâlnit, cel puțin în forma asta, niciodată încă. De pildă, sunt peste 5.000 de avize pentru aducerea unor curieri străini eliberate numai în 2023, deci au trecut 6 luni din acest an, de către Inspectoratul General pentru Imigrări din România. Deci 5.000 de avize pentru aducere. Acești oameni încă, marea majoritate, n-au venit deocamdată în România, pentru că de venit, funcționând, muncind legal în România și funcționând firmele legal, sunt aproape 2.000 de muncitori străini care lucrează ca livratori sau curieri în România, dintr-un total de aproximativ 27.000. Datele sunt incomplete transmite în Inspecția Muncii, deci cam 10% spun ei că sunt în România dintre cei care sunt curieri. Sentimentul nostru cu ce vedem, cu situațiile de care pe care le întâlnim, este că cel puțin în București, dar și în alte orașe și în Cluj, lucrurile nu stau așa, adică nu sunt doar 10%. Nu? Asta este, nu-mi dau seama, voi cum credeți? Ce simțiți? Nu știu, eu văd că... Peste tot. Da, nu sunt foarte mulți. Matematică, dar, na, și oamenii se gândesc acum, nu putem face o matematică. Sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți, într-adevăr. Da. Iarăși un lucru pe care oamenii nu-l cunosc, sau nu-l știu la acest nivel, este că ei plătesc practic acolo, în țările lor de origine, fie că e vorba de Uganda, Sri Lanka, Pakistan, India, de oriunde vin, plătesc sume care în general merg între 4 și 5 mii de euro și pe care încearcă să le scoată din... Sunt împrumuturi la firmele, platforme care îi aduc aici și care au parteneriate cu firmele, inclusiv cu firmele mari, și încearcă să-i... sunt cazuri, au vorbit cu 10 oameni, colegii mei, și practic muncesc ca să-și recupereze banii aceștia. Ei câștigă cam între 2.000 și 2.200 de lei. Li se promit 3.000 de lei. Desigur, se discută în dolar, da? Sau un euro. Ăștia sunt banii plătiți prin contract. Dar la asta cred că trebuie să... Sau poți să mai adaugi și bacșișurile pe care le iau. Da. Discutăm despre ce li s-a promis prin contract. Deci li se promite prin contract o sumă de echivalentul a 3.000 de lei în România. Deci 600 de dolari, li se livrează cam 2.000-2.200. De ce li se livrează mai puțin? Li se livrează mai puțin, spun ei, pentru că pur și simplu nu se ține cuvânt. Din păcate e un lucru care se întâmplă, spun... Nu cumva o normă pe care trebuie să o îndeplinească? Ca da, dar li se dă o normă de 22 de livrări, e bună întrebarea. Da. Care nu se pot face aproape niciodată. Adică, dacă discutăm despre orașele mari și știm care este traficul, știm ce riscuri își asumă acești oameni, eu m-aș bucura dacă în urma discuției astea măcar vom fi un pic mai atenți pe șosele cu ei. Deci au 22 de trasee de făcut pe zi.
și nu-și fac niciodată norma. Dar în contract, Eu nu vreau în niciun caz să generalizez sau să fie interpretată greșit, dar eu spun ce m-a frapat pe mine când am văzut. Bun, singurii remarci, pentru că sunt diferiți, eu sunt foarte amabil cu ei, întotdeauna le dau ceva în plus atunci când comand. Mi se pare că sunt, au venit să muncească, o șansă, adică am tot respectul pentru ei. Dar spun ce m-a frapat în trafic, când i-am văzut în trafic prin București. Spre deosebire de curierii pe care îi știu, curierii care sunt români, domnii aceștia au alt ritm de viață. Încă o dată, nu vreau să generalizez, nu vreau să se creadă că sunt cumva rasist sau ceva. Bă, dar parcă sunt la plimbare cu bicicletele alea. Ăsta e ritmul lor, ok, foarte bine. Dar în ritmul ăla nu cred că pot face 22 de comenzi pe zi. Serios, nu se grăbesc niciodată. Am tot respectul pentru asta. Faptul că nu se grăbesc, mi se pare că pentru ei viața curge într-un anumit fel. Dar asta m-a frapat în trafic. Îi văd parcă sunt la plimbare prin Herăstrău, cu bicicletele, merg printre mașini, încetişor, se opresc, mai stau, se mai gândesc. A observat diferențele culturale, Vlad, nu e niciun fel o formă de a respinge, integrarea oamenilor. Deci e obligatoriu să observăm până la urmă ne diferențiază pentru a vedea cum putem să avem un numitor comun. Deci nu e, nu? Cum să zic, nu iau niciun fel defensiv și e foarte bine să vorbim despre asta. Când îi luăm pe acești oameni, așa cum când ne iau pe noi, între ghilimele, când ne angajează cei din vestul Europei, să zicem... Sunt convins că observă și ei diferențe. Exact. Ne luăm unii pe alții cu toate diferențele culturale. Da. Și e foarte bine că e așa. Bun. Într-un fel, e mai bine că merg mai încet. Mai ales că sunt orașe necunoscute pentru ei, indiferent de tehnologia pe care o au la dispoziție, și e mai bine că merg mai încet. Ok. Pentru toată lumea și pentru siguranța lor și pentru acelor de la volan sau pietoni. Da. În mod evident, nu vin de bogăție aici. Vin de sărăcie. Vin ca să muncească. N-am auzit până acum cazuri de furturi, de lucruri de acest gen. O să săpăm și în direcția asta. Documentarea este foarte, foarte amplă. O recomand oamenilor să citească. Nu toate lucrurile în cap pe micul ecran și nici pe Facebook. E un material care trebuie, cred, merită citit. Ar mai fi un lucru de zis care mi se pare interesant. Există studii în vestul Europei potrivit cărora generația tânără, generația părinților din Germania, Italia, Spania, Franța, nu și-ar putea permite creșterea copiilor de pildă, ca să luăm un singur domeniu din studiile respective, dacă prețurile pentru bone, pentru oamenii care au grijă de copiilor, ar fi la nivelul economiilor respective. Și dacă n-ar fi atâtea milioane de imigranți care să muncească legal și să plătească taxe. Și ăsta este un lucru la care trebuie să ne gândim mai des într-o țară care are atât deficit de forță de muncă, cât și un deficit cumplit în privința fondului de pensii, fondului public de pensii. Și viitorul, din punctul ăsta de vedere, arată foarte, foarte rău. Și poate că nemții nu sunt proști, nemții care importă atâta forță de muncă din străinătate în țara lor, ca să-și menține un anumit nivel de trai. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.